Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit oameni la un episod din seria noastră de hărțile abonazor. Astăzi, fratele, să ne jucăm pe o hartă intitulată Regatul Cerului, trimisă de către Mircea și, bineînțeles, înainte de a începe, va juca pe fiecare în parte. Să nu uitați să păsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Dacă vă susțineți și, bineînțeles, dacă vreți să apare cât mai multe episoade din această serie anume pe canal, aparent suntem în cer pentru că n-a Regatul Cerului. Haideți să vedem ce ne-a pregătit Mircea, avem aici info. Salut să eu sunt Mici, am 12 ani și sunt din Călăraș, ok? O vârstă destul de fragedă, avem aici povestea. Tu să ză, zăzi, stăteai în pași deodată, vezi că îți dispare pisiul mirific, tu vezi să-l hăria, dar hoțul nu. Ești afară și vezi sosul la colțul străzii și a început să-l urmărești deodată, vezi că el își a zbor. Tu ce te-ai gândit? Să te duci la prietenul tău, Xero, și să-i ceri un favor. E spus că cineva ți-a luat pisiul și l a rugat să te ajute. Acesta nu a refuzat și te-a trimis în negatul cerului, iar hoțul îți pusezi niște capcane, iar tu trebuie să treci de capcane ca să-ți recuperezi pisiul paftă. Bă, frate, mi-a furat noul PC cu GTX 1080, noul PC cu 32 GB RAM cu GTX 1080 cu i7 4790. Acum că lubez, frate. Glumesc, glumesc. Știți după cine mă iau. Avem aici reguli, nu sparge blocuri, fără game 2. Tă pe normal când spun eu, have fun și regulă specială peste 2000 de like-uri. Este posibil normal că este posibil, fraților. peste 2000 de like-uri. Avem aici nivel, avem 5 nivele, what the fuck. Um, there is something missing here. <laughs> o să punem după buton Avem primul nivel parcur. O, aici, aici, Urcă. O să urc pe aici. Holy fuck. Haide că plângă aici. Bă, da. Apasă. Hei, spoiler. Bă, ești nebun? O să cer. și trebuie să fac parcur. Parcurinio pe niște norișori. Not so hard, do. Deci am crezut că o să dau un fail acolo. Deci... Deci, de ce am dat felul ăsta? Ok? Dar mergem o dată la nivelul 1 și o să-mi pun spam pe aici pe undeva, pentru că am dat un fel super urât și nu trebuia să se întâmple asta, chiar nu trebuia. Deci eu acum, practic, am, uitat, am urcat pe scara către, către cer. Am urcat pe scara către cer ca să ajung aici pe nori și știi ce mă dispere Pentru că este foarte alb, eu am și luminozitate mare la monitor și nu-mi prea dau seama. Ai grijă. Nu am dat seama, prea Am crezut că genul este aia de patru blocuri, dar nu era chiar Super ușoară să rituram. Aparent, Sion Abletus Maximus Și... Bă frate Aparent, eram eu un Ablet Cam aia s-a întâmplat Ok, hai să ne concentrăm acum Let's fucking focus, guys Ne concentrăm, n-avem cum să dăm failuri Și acolo nu știu cum a pus barierele Ale era să dau iarăși fail A pus barierele alea, citatea ci Mă Hmm aha, eram sigur. Opa, cred că asta de aici, a? Și asta de aici, și că răspun. Băi, eram sigur că trebuie să fie o pentru că era o barieră drept în față, n-avea cum să trec, for fuck sake. <laughs> ok, hai să vedem aici. Nivelul 2 de dropper, labirint. De fapt, stai, de dropper sau labirint? Sari. <laughs> nu vreau să să sar. Aia, aia e apă. Deci, eu am crezut deci eu eram convins că aia e apa, aparent... Oh, God! Și mai trebuie să fac o dată parcurs. Trebuie să-mi un eu spawn point, cred. Trebuie să-mi un eu spawn point la fiecare nivel. O să fac parcurul ca să mai să o să dau un game mod, că oricum acum l-am înțeles și... Chiar pare ușor, unde te dragi era asta, aici. Aici, bun. Mergem aici și mergem la nivelul 2. Nivelul 2 aici, de dropper, plus labirint. A, sunt combinate. Spawn point. Trebuie să pun spawn point aici. Unde naiba este... Acolo e apa. Asta zice, spune că e apa nu era apa frate, era geam, uite apa lângă mă frate, asta era geam albastru Care în concordanță cu aceste culori chiar prea uite asta apa Deci nu m-aș fi gândit că asta apa, să mă apicior. Dar am căzut bine, lol, ce tare cu pomul ăsta înghețat Chiar e tare Și nu spune că aici eu practic, oh, fuck Hmm Tân tân Dreapta Dreapta, aici Nu, apare nu dreapta Aici, pe... nici pe aici. Ok, deci practic trebuie să o luăm în stânga. Că în dreapta am cam epuizat eu soluțiile, deci... Și aici e blocat. A, e clar, e decât un singur drum. Fix pe aici trebuie să mă duc către răspund O să... Awesome. No, deci oricum am epuizat în soluțiile. Nu prea mai aveam până să mă duc. Find the button. Caută să acum. Trebuie să caut. Bă, da, îmi place, deci... Îmi place la nebunie, frate, cum arată pomii ăștia așa. Deci îi ador. Nu prea pare... De fapt, seamănă cu regatul cerului, dar... Uite așa, să fac eu o poză aici foarte, foarte frumoasă, uite așa. Gen. Uite așa. Uite mă. Uite așa. Oba. Bam! zăzân regatul cerului. Um, ce vreau să spun? Ce trebuie să caut eu pe aici? Oh, hello, you little fella! <laughs> Cum se te las când acolo butonul și mă frate. Asta a fost nivelul 3. Mergem la nivelul 4, Mob Arena. De pe normal, Mob Arena trage de level de 5 ori. mai aici pe normal. Ce scrie acolo? Către spawn, nu mersi. Trage de lever. Pe bă, băi și armura mea? Cred că trebuia să-mi dea ceva armura la început. Asta e așa. Teleport. Nu, TP minus 68. 52 54. Nu știu de ce, dar eu în acest moment am impresia că... Info, poveste, reguli. Bă, da, eu cred că trebuia să am închid pe aici pe undeva. Sau l-am ratat eu, Snoop, și l-am ratat? Sau... Sau poate o uitam ce să-mi pună închitul. Cred că o uitam să-mi pună închitul. Dar bun, pe atunci o să-mi dau așa. Uh, TP, minus 74, 52, minus 153. 53, bun. Și o să-mi pun aici game mode 1. O să-mi iau eu armură. și ce o să mai afle? Bă, cum ar fi să facem noi un kit super complicat? Deci fiți un kit super complicat. Uh, iau piele. Holy fuck. O să miau iau sabie... Sabie de piatră. Mama mea, deci ce kit îmi fac aici? Mâncare, ca am nevoie. Cooked porcio, și atât. Nu mere? Deci dacă câștig cu kitul ăsta, genial. Adică trebuie să joc safe. Cam atât. În cred că o să fie foarte complicat. Nu știu ce mobi apar aici. Oh, fuck! Sunt piele. Cred că o să mor. Am eu impresie că... Deci ce m-a pognit ăla, mă? M-a pognit mi-a arătat el ce din șeful mi-a dat TP. Bam. Ha? l a dispărut toți. Bă, frate, nu. Trebuie ala, ok. pa nu, cred că merge și Mai încerc. Deci mai încerc pentru că mi se pare că e posibil. știi ce m am omorât acum? Pe mine m-a omorât creeperul ăla al doilea de bubit acum. Bag piciorul în el, mă, frate, mă. Așa, încă o dată. Vreau încă o dată. No, hai. Ai boss No, bun, vezi? <laughs> Au Fac Ideea e să nu mă prea mult blazurile Mai am 3 inimioare Fac Deci dacă îmi dă vrăjitorul cu ceva în... Îl... Nu Nu dați în mine Nu dați în mine, sunt a pur gai Ok? Deci mamă, deci trebuie să bat blazurile astea Deci blazurile astea sunt cele mai... N-aș pa blazuri ever existente. Deci, pururi amin, muriți, firea să cu... mă, frate. Bă, da, a fost aproape, chiar a fost aproape, adică a fost greu, dar e mai interesant și să fie mai greu, nu? Mi se mai interesant să fie așa mai greu decât să fie super, super easy. Deci am închită piele și o sabie de piatră. Măcar o sabie mai bună de mi a fi luat. Uh, asta, către spawn. Ok. Mamă, ce dracu, apar și tu aici am spawn, mă? Apar și tu aici am spawn, mă, frate. Deci dacă mai mor... Bă, cât mai zile pe ăsta? Ok, avem aici trivia. Game mod 1, trebuie să punem un buton aici, button. Punem butonul chiar aici, apărăt am luat 64 de butoane. Bam! Și nu merge. Asta. Apparently, it isn't working, ceea ce înseamnă că, să poate, cred că -a mai, nu a mai fost din felul trivia. Ba nu, frate, trebuie fie. Mai ales că, uite, avem acolo un final. Aici a fost mobarena arena. <laughs> a, cred că, cred că aici este, ea. Poate fi pe aici pe undeva? Oh, da, deci pe aici pe undeva este trivia, nu. No. Deci eram sigur. Lol. Prima întrebare. Cine e mai prost? că sau Blau? Cred că Blau. Oh. Cine e mai pro? Zezandrei Andrei sau PewDiePie? Dar scrie acolo PewDiePie. Nu e Pew. Deci Pew. Da Așa se scrie. PewDiePie. Nu PewDiePie. Deci clar eu că na. Aș fi zis PewDiePie dar nu scrie PewDiePie. Deci nu el. Jay Gay da. Holy fuck. Ce înseamnă? Barabulă. Cartof. Geo. Nu cartof. Apare geo, deci nu un cartof. Ok, asta a fost ciudat. Asta a fost fucking weird. Rai, right ne-au ce s-a întâmplat, m-am dus acolo void. Am căzut liniștit. Și aici, Toretti trebuie sa mă dea finalul. Uite, foarte multe semne și îmi văd aici a statuia. Ok. Ce scrie acolo? Parabola, para... Mesaj de la Alex Boom. Parabola, parabola... Nu știu ce înseamnă. Um, Bravo să-ți dai mapa, sper că ți-a plăcut, am uitat să menționez ceva, am mai făcut cu cineva mapa BuilderMidge și Alex Boom, tester Adrian, dă o notă. să dăm tu 13.000 și că restul ăsta. Nu, no, bă, frate, cam asta a fost harta. Uh, a fost o artă simplă, a fost o artă care a avut bagoala de la final de nirea buton, dar nu-i bai că am rezolvat-o. Bă, sfaturi de, de viitor, pe lângă faptul că mi-a plăcut foarte mult ideea și construcțiile chiar au fost interesante. Bă, simple, dar interesante. Deci, eu zic că, frate, trebuie să le dăm așa. Um, să le dăm un mic avânt, da? Și să, să fim și noi puțin tel mai, mai blânzi, adică să fim și noi blânzi. Mie personal chiar mi-a plăcut harta. Uh, cât a durat? E bine, am mai tras și o de tip. Atura cam puțin. Data viitoare sper să faceți mai multe nivele, plus încă 2-3 nivele și era beton. Um, să vă asigurați că, uite, scrie acolo că a fost testată, dar să vă asigurați că merge, pentru că, frate, n-am avut kit, deci n-a fost testată partea cu kitul și nici aici la buton, știi? Și nici asta n-au mers. În fine, pe total chiar a fost tare. Eu sper să strângem multe, multe like-uri dacă mă susțineți pe mine, pe Nenea Zandrei și dacă vreți să apară cât mai multe episoade de la abonaților. Eu zic că această artă merită câte un de la fiecare așa de încurajare, zic că, că ar fi super ok, pentru că frate, 12 ani până la hai să fim serioși, deci eu zic că merită să-i încurajăm. Și ne auzim, data viitoare am fost Andrei, vă mulțumesc pentru vizionare și v-am salutat pe toți, ceau bă, pa!